Un preot din Republica Moldova a anulat toate taxele bisericești. Părintele a menționat că are din ce să-și câștige existența și pentru el slujba este o datorie în fața Domnului, fără să fie vorba de bani, deoarece s-a gândit în primul rând la oamenii sărmani care nu își pot permite să plătească. Este vorba despre preotul Ioan Graur din satul Mihuleni. Primul lucru pe care l-a făcut după ce a devenit preot în localitate a fost să anuleze toate taxele. Acolo unde este taxă nu mai este har. Pentru mine să săvârșesc slujbe este o datorie în fața Domnului fără să fie vorba de bani sau de altceva. Eu sunt obligat pentru că mai apoi voi răspunde pentru faptele mele. Fiecare om are nevoile sale, care are copii de întreținut, care bătrâni, bolnavi, care nu are loc de muncă sau alte griji. Eu nu pot să-mi permit să le spun plătiți-mi pentru asta sau asta. Eu încerc cu puterile mele să fac totul. A spus preotul, precizând că are din ce să-și câștige existența, astfel că nu mai are nevoie de banii celor nevoiași. Asta a spus părintele Ioan.